mulțumesc, domnule președinte. Eu aici vreau să constat fractura logică a colegilor de la USR. Am auzit spunând că votează pentru ridicarea imunității domnului Câțu. Asta înseamnă că demersul DNA de aflare adevărului e unul legitim. Păi cum se pupă asta cu declarația președintelui partidului care spune că demersul DNA este un abuziv sau în cazul lui Câțu, putem să-l cercetăm că nu-i de la noi, iar în cazul celor de la noi este o cercetare abuzivă. Eu cred că asta îngroapă definitiv toată retorica asta a celor de la USR cu fără penalii în funcții publice, că penalii altora sunt penali, iar cei ai noștri sunt foarte buni și curasca lacrima. Și aș vrea încă 20 de secunde să mă refer și la intervenția domnului avocat Fenechiu. Da, domnule avocat, într-adevăr, n-au fost plătiți tot, n-a fost plătit acel miliard pentru vaccinuri. Dar știți foarte bine că un angajament al statului român, un contract pe care România îl face, indiferent cine îl semnează, este un contract care trebuie respectat. Ca atare, mă surprinde, ca de la dumneavoastră, ca un liberal care apărați ce înseamnă înțelegerea între părți, să vină o astfel de uh, atitudine. Mulțumesc mult.